Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am regăsit la Punctul pe Azi. Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon a fost eliberat ieri din închisoare. Astăzi, Procuratura Generală a solicitat Statelor Unite extrădarea lui Vlad Plahotniuc în Republica Moldova, iar în dimineața acestei zile, în spațiul public, a apărut o secvență audio în care Igor Dodon și Ion Ceban, primarul Chișinăului, ar fi discutat în 2018, iunie 2018, un pretins scenariu de invalidare a alegerilor din Chișinău, scrutin care fusese câștigat atunci de liderul platformei de Andrei Năstase. Toate aceste titluri fac agenda zilei la Chișinău în aceste două zile, prin urmare ne-am propus și noi să le discutăm în această seară, împreună cu fostul premier al Republicii Moldova, președintele Partidului Democrat, Pavel Filip. Bună seara! Da, bună seara! Domnule Filip, propun să începem discuția noastră cu știrea zilei. Vreau să vă întreb dacă ați ascultat și dumneavoastră acea secvență video în care președintele Igor Dodon și Ion Ceban, apropo, secvență video în care se presupune că ar fi vocea lui Igor Dodon și Ion Ceban, în care pe 15 iunie 2018 ar fi pus la cale scenariul de invalidare a alegerilor din Chișinău. Trebuie să fiu sincer cu dumneavoastră, nu am ascultat până la capăt această înregistrare audio. Am văzut niște titluri despre invalidare alegerilor în Chișinău. Eu m-am expus și anterior. Din punctul meu de vedere, asta s-a întâmplat doar dacă cineva a vrut să facă foarte mult rău, în primul rând, Partidului Democrat. Pentru că eu cred că această acțiune a făcut mult mai rău Partidului Democrat decât nemijlocit domnului Năstase. Atunci eu eram în funcție de prim-ministru și chiar mă aflam la Washington în ziua când au fost invalidate alegerile în Chișinău, după o întrevedere bună pe care am avut-o cu domnul Pompeo. Și atât la câteva ore a venit această știre de la Chișinău și atunci, de fapt, am înțeles că tot efortul depus de către mine personal în calitate de prim-ministru, de către colegii mei din întreaga garnitură guvernamentală, dar nu doar, deci vorbim și de colegii din Parlament, pentru că am muncit o echipă destul de mare pentru a obține niște realizări, pornind de la criza din 2016, și aveam realizări bune, frumoase, am reușit să revenim la discuții bune și cu Bruxelles-ul și vă spuneam că ziua aceea tocmai mă aflam la Washington și atunci le spuneam colegilor care se aflau împreună cu mine că eu cred că cam până aici au fost discuțiile noastre bune cu partenerii externi. Din punctul meu de vedere, au fost niște linii roșii și eu am avut dreptate pentru că imediat după aceea s-au cam terminat discuțiile cu partenerii noștri de dezvoltare și ele nu au mai continuat în așteptarea alegerilor parlamentare. Deci, revenind la această înregistrare, nu vă pot spune, cum vă spuneam, am văzut mai multe tipuri, nu vă pot spune, sunt autentice, nu sunt autentice și nu obișnuiesc să mă dau cu părere atâta timp până când nu vom avea o apreciere din partea instituțiilor care sunt abilitate cu aceste funcții să ne spună despre autenticitatea acestor înregistrări. Dar poate ar fi cazul să fie făcut o expertiză independentă, nu știu, în exterior, de exemplu, în România. Să fie verificată autenticitatea inclusiv acestei secvențe audio și aici mă refer inclusiv la celelalte secvențe video care au apărut până astăzi. Nu credeți că ar fi o idee bună? Ba da, eu din câte am văzut și procuratura a deschis o cauză penală pe fapt, pare mi se. Din cele care le-am citit și eu din știri și din punctul meu de vedere cred că trebuie supuse unor expertize, pentru că haideți să recunoaștem, astăzi sunt foarte multe posibilități atunci când vorbim de tehnologii moderne,
Dar în principiu nu știu de ce ar trebui eu să răspund la această întrebare. Dacă Procuratura Generală va considera că este nevoie de făcut o asemenea expertiză, eu cred că ei o va face. Dar dumneavoastră credeți că Igor Dodon, să admitem pur ipotetic, putea pune la cale singur invalidarea alegerilor sau fără Vlad Plahotniuc nu putea face acest lucru? Vine foarte complicat să răspund la această întrebare după o perioadă de timp parcursă, după toate ce s-au întâmplat în Partidul Democrat, pentru că vedeți că astăzi PD-ul este alt partid decât cel care a fost pe timpul conducerii domnului Vlad Plahotniuc. Dar chiar și mai înainte, eu răspundeam la această întrebare că eu nu văd atunci logică. Eu văd o lipsă de logică, pentru că Partidul Democrat a avut de pierdut cel mai mult. Și eu cred că în consecință, ce s-a întâmplat în vara anului trecut, de fapt au fost urmările, este, dacă vreți, convingerea mea, au fost urmările invalidării alegerilor din Chișinău. Acest lucru a fost luat de către partenerii noștri externi drept depășirea unor limite roșii, pentru că nu există nimic mai important într-o democrație sau o definiție a democrației este în primul rând voința oamenilor. Și odată ce și-au exprimat-o prin vot, nu cred că pot fi găsite multe motive plauzibile pentru a anula aceste alegeri. Nu știu, îmi vine greu, deci eu poate mă deosebesc de alți politicieni care văd în ultima perioadă de timp, toți se dau cu părere, toți fac justiție, toți cunosc absolut toate, dar eu nu obișnuiesc să vorbesc despre lucrurile pe care nu le cunosc cu adevărat sau în profunzime. Eu pot să vă recunosc că atunci, revenind de la Washington, l-am întrebat pe domnul Plahotniuc ce s-a întâmplat. Desigur că cred că nu o să vă mire răspunsul meu. Așa cum mi-a răspuns el atunci, a zis că noi nu avem nimic cu justiția, deci astea sunt instituții independente, dar vreau să vă spun că după aceea mi-a fost complicat să duc mandatul până la cap. Și chiar l-ați crezut atunci pe cuvânt când v-a spus că nu are nimic cu justiția? Vedeți, spre exemplu, pornind de la ziua de astăzi și privind în urmă, întotdeauna este mai ușor, într-un mod oarecare, să conectez punctele din trecut. Nu m-a satisfăcut răspunsul de atunci și văzând că astăzi, spre exemplu, după schimbările care au avut loc în interiorul Partidului Democrat, după această construcție practic comună dintre grupul Șor și grupul Candu, eu sigur că astăzi am toată încrederea că nu erau răspunsuri sincere în trecut și poate se poate referi poate și la invalidarea legii. Domnule Filip, dar dumneavoastră astăzi aveți toate motivele să mulțumiți fostului bloc acum și celor din PSRM că s-au aliat în iunie 2019 împotriva Partidului Democrat și l-au determinat astfel pe Plahotniuc să plece din Republica Moldova, să lase în pace Republica, dar și Partidul Democrat? Eu cred că istoria urmează încă să răspundă la această întrebare. Cum vă spuneam, atunci, în iunie anul trecut, eu trăiam în conjunctura care era atunci și mă alimentam cumva din informația pe care o primeam. Nu cred și până astăzi că ăsta este meritul celor din acum și meritul celor din PSRM. Ne aducem aminte cum au acționat partenerii noștri externi,
de la est până la, până la vest, dar în același timp eu pledez pentru faptul că Plahotniuc a plecat din țară tot din cauza unor greșeli pe care le-a făcut tot el și care a dus, de fapt, la faptul că, că Partidul Democrat nu mai avea parteneri pe scena politică. Eu mi-aduc aminte, venind în Parlament cu 30 de mandate, un scor fără precedent, exprimat în număr de mandate pentru Partidul Democrat, dar s-a pomenit în opoziție, nu avea parteneri pe scena politică internă, inclusiv în Parlament, dar nu avea nici parteneri pe extern. Și concluzia mea este una firească. Astea sunt rezultatele greșelilor pe care le-a comis ex-liderul Partidului Democrat. Plecarea lui Plahotniuc din Republica Moldova a fost și este un lucru bun pentru cetățenii acestui stat? Eu nu mă simt foarte confortabil, trebuie să recunosc, să spăl rufile din interiorul partidului. Noi cu toții vedem care este rezultatul activității partidului. Eu am toată încrederea și lucrul acesta se vede că PD-ul se schimbă. PD-ul a devenit alt partid, dar în același timp noi cumva cu toții am fost membrii aceiași echipe. Și eu nu cred că există foarte multe scuze pentru fiecare atunci dintre noi vorbind despre trecut. Înseamnă că atunci nu înțelegeam tocmai lucrurile cum stau în realitate. Înseamnă că nu a intervenit fiecare la timpul său. Dar din alt punct de vedere este foarte important că acum suntem conștienți de greșelile care au fost comise în trecut. De aceea lucrurile sunt foarte relative și trebuie privite prin comparație. Istoria va spune dacă noi trăim mai bine sau mai rău, pentru că ceea ce a urmat, nu știu dacă a fost mult mai bine în acea perioadă. Noi am avut o perioadă de timp din vara anului trecut, am văzut și reconfigurări în Parlament, am văzut și rezultatele unui guvern, altui guvern și tot așa mai departe. Eu sunt departe de ideea că totul în țară poate fi bine sau rău datorită sau din cauza unui singur om. Iată, acum, spre exemplu, domnul Plahotniuc nu mai este, dar de ce lucrurile nu sunt mult mai bune? Și apoi, haideți să vedem această oscilație, aceste oscilații care sunt în Republica Moldova. Această deprindere politică, dacă vreți, chiar până și astăzi, aceste apeluri de luptă împotriva unui singur om. Eu înțeleg că de punct de vedere politic este mai ușor să pui eticheta a toate lucrurilor rele care se întâmplă într-o țară pe un singur om și să-i declari că lupți împotriva lui. Eu cred că am luptat cu toții împotriva lui Voronin, împotriva lui Filat, împotriva lui Plahotniuc, împotriva lui Dodon, acum recent. Eu cred că ar trebui și lucrurile se vor mișca înainte când vom lupta pentru această țară, vom lupta pentru cetățenii din Republica Moldova. Da, recent, săptămâna trecută în Parlamentul de la Chișinău, la propunerea Partidului Democrat, a fost votată o declarație de condamnare a traseismului politic și corupției politice a deputaților. Voi cita din acea declarație: corupția politică a deputaților urmărește scopul de a schimba artificial raportul de forțe în Parlament și instaurarea unei guvernări subordonate intereselor înguste de grup. În așa mod sunt amenințate instituțiile fundamentale ale statului. Întrebarea mea către dumneavoastră e: în perioada guvernării Partidului Democrat din 2016 până în 2019, iată, instituțiile fundamentale ale statului au fost afectate, interesele statului au fost subordonate unui interes îngust de partid, intereselor înguste unui grup, așa cum scrie în acea declarație.
ținând cont că și în acea perioadă au fost foarte multe plecări de la PLDM, de exemplu, spre Partidul Democrat. De la comuniști plecase 14 foști deputați, dacă nu mă înșeală memoria. De ce atunci, iată, nu spuneați toate aceste lucruri? Sau vă era frică? Eu înțeleg subtextul întrebării dumneavoastră. Eu vreau să vă spun că am venit cu această declarație de condamnare a traseismului și ați văzut că am acceptat că noi am condamnat traseismul nu doar care are loc astăzi în Parlamentul Republicii Moldova. De aceea vă spun că se referă și la anul 2016. În același timp, aș spune că atunci a fost totuși altă situație. Prin ce ar fi diferită? Atunci a fost diferită pentru că, haideți să ne aducem aminte în ce situație se afla Republica Moldova și eu cred că atunci neinstalarea unui guvern ar fi fost o catastrofă, pentru că eu mi-aduc aminte, venind în fruntea guvernului, noi nu aveam bani atunci să plătim pensiile și salarii. Unu și doi, nu eram în Parlament și nu am avut activitate parlamentară. Atunci când președintele țării Timofti m-a înaintat la funcția de prim-ministru, eram conștient de criza în care se află Republica Moldova și de pericolele, de fapt, care planau asupra țării noastre. Eu cred că cu toții suntem conștienți că atunci, în cazul alegerilor anticipate, eu cred că cei de pe stânga ar fi avut o majoritate absolută și nu se știe cum se mișcau lucrurile în continuare. Este adevărat ce spuneți dumneavoastră, dar... Revin și vă spun că da, eu condamn și ce s-a întâmplat atunci. Doar că în același timp, trebuie să fiu sincer cu dumneavoastră, nu aveam activitate parlamentară și nu mă concentram cumva pe ceea ce s-a întâmplat în Parlament. Mi-am luat ca o responsabilitate mare mandatul de prim-ministru și pot să vă spun că nu mi-este rușine de ani și de activitatea pe care am avut-o la guvern. Dar, în același timp, este o distorsionare a voinței oamenilor atunci când merg la alegerile parlamentare și votează formațiune pentru o formațiune politică și apoi avem acest traseism în Parlament, înseamnă că el nu mai reprezintă în tocmai voința cetățeanului. Da, dar fiți de acord, și e un lucru bun că vă turnați cenușă pe cap, dar fiți de acord că cel mai mare traseism politic a fost în perioada guvernării Partidului Democrat. Și iarăși vreau să vă întreb, de ce nimeni dintre colegii dumneavoastră nu a acționat atunci, nu a tras un semnal de alarmă, nu a vorbit așa cum se vorbește astăzi în spațiul public, în Parlament, pe la diferite emisiuni TV? Oare atât de odios era Plahotniuc, atât frică a băgat în interiorul Partidului Democrat, încât nimeni nu avea curajul să spună o vorbă? Uitați-vă, deci în primul rând, mie nu-mi place că se obișnuiește cumva a vorbi în totalitate despre Partidul Democrat. Nemijlocit, în mare majoritate, Partidul Democrat a avut de suferit de ceea ce a fost. Și iată, noi am avut congresul extraordinar, partidul și-a ales o altă conducere și eu cu certitudine sunt convins absolut că aceste plecări din partid acum, mai bine zis achiziții de către altora a deputaților din fracțiunea Partidului Democrat, sunt consecințele reformatării, resetării sau reformării acestui partid. De ce noi am condamnat într-un mod oarecare, am luat atitudine și am condamnat trecutul Partidului Democrat. De aceea, eu nu i-aș pune pe toți în la același nivel de responsabilitate. PD-ul are sute și mii de oameni chiar, foarte buni, foarte competenți,
și care în principiu au dovedit că pot obține rezultate frumoase. Nu, vreau să mă înțelegeți corect. Eu nu i-am pus pe toți în aceeași oală, Doamne ferește. Ca în fiecare partid există oameni foarte, foarte buni, profesioniști, destoinici, dar vă întrebam de ce totuși nu exista suficient curaj și vă întrebam oare atât de odios era Plahotniuc? Uitați-vă, deci noi asistăm la niște paradoxuri în ultima perioadă de timp. În primul rând, eu personal nu am vorbit niciodată ca cineva să treacă la Partidul Democrat în acea perioadă. Nici colegii care sunt astăzi în Parlament, în echipa Partidului Democrat, în fracțiunea Partidului Democrat, nu s-au ocupat cu acest lucru. Erau alți oameni, câțiva oameni care luau decizii atunci în Partidul Democrat. De ce eu cred că, de ce ziceam de paradoxul? Că cineva a plecat din fracțiunea Partidului Democrat. Și ei nu mai răspund pentru trecutul Partidului Democrat. Pe mine mă miră faptul, chiar privesc emisiuni la diferite canale de televiziune și parcă nu au avut nicio tangență cu Partidul Democrat și suntem noi, cei care am rămas în fracțiune, în situația să răspundem pentru tot acest, pentru acest trecut. Foarte repede noi în Republica Moldova uităm cu ce se lupta societatea în acea perioadă, iertăm aceste lucruri și iată că acum nu ne mai interesează atât de mult sau considerăm că nu este răul cel mai mare atunci când se controlau instituțiile, atunci când am avut invalidarea alegerilor, atunci când nu erau progrese pe furtul miliardului, dar imediat acum am început să vorbim despre altceva. În primul rând despre geopolitică și s-au năpustit toți peste Partidul Democrat, chiar dacă eu consider că PD-ul acum, într-un punct de care este, dacă vreți, un instrument de echilibru în politica externă a Republicii Moldova și, în general, tot ce se întâmplă în spațiul politic din Republica Moldova și noi am demonstrat acest lucru. Cât ține despre frica despre care vorbiți dumneavoastră, eu nu cred că exista foarte multă frică în interiorul Partidului Democrat. Mai degrabă, oamenii erau determinați de informațiile pe care le obțineau și care le aveau atunci. În linii mari, discuții erau la forurile statutare de partid. Dar, încă o dată vă spun, cei care erau mai aproape de ex-președintele Partidului Democrat au plecat la grupul K. Și paradoxal că, gata, ei nu mai răspund pentru nimic. Astăzi mai noi vedem eroi pe la unele emisiuni care luptă pentru binele Republicii Moldova și noi foarte repede toți am uitat. Dar noi o să depășim și această situație. Da, dumneavoastră spuneți că toți cei 15 deputați care au părăsit în ultima perioadă Partidul Democrat ar fi primit bani grei, sume foarte și foarte importante de bani și Igor Dodon jongla cu cifre de 1 milion de euro, dacă nu greșesc. Dumneavoastră personal, aveți probe în acest sens pe care le puteți sau le-ați prezentat deja organelor competente? Deci eu am prezentat organelor competente absolut tot ce cunosc și am toate argumentele, din punctul meu de vedere, și logice. Să vă spun că nimeni din cei care au părăsit fracțiunea Partidului Democrat nu au plecat din convingeri de ideologie sau pentru că există divergențe de viziuni. Eu înțeleg că ei încearcă să se acopere cu lucruri care reprezintă valori foarte, foarte importante, dar nu le va ieși acest lucru până la urmă, pentru că noi cunoaștem ce spuneau cu ei ceva timp în urmă. Spre exemplu, ultima plecare din Partidul Democrat, Angela Gache, exact o săptămână înainte de a pleca, a făcea declarații și condamna
colegii care au plecat din Partidul Democrat și condamna aceste metode care au fost aplicate și atât imediat într-o săptămână de zile și-a schimbat viziunea și a luat o decizie foarte importantă pentru el de a părăsi Partidul Democrat. De aceea eu am toată certitudinea să zic că ei au plecat doar din interese materiale. Atât mai mult eu știu aceste lucruri din spusele colegilor mei în fracțiune, în care am absolut toată încredere. Mi-au spus cine s-a apropiat, când s-a apropiat. Cine s-a apropiat? Care... Păi eu am adus acest exemplu. Ex-colegul nostru, Vladimir Cepotar, s-a apropiat de un deputat din fracțiunea noastră și după discuții din astea care au stat, care aveau la bază valori pro-românești sau pro-occidentale, la urmă s-a ajuns să-i scrie oferta pe telefon și această ofertă era de $1,000,000. Evident că colegul nostru a refuzat și din câte știu, din spusele celorlalți, asemenea oferte au primit cam toți din fracțiunea noastră. De aceea eu sunt departe de gândul că cei care au plecat, cum vă spuneam, au plecat din divergențe de viziune. Doamna Tauber a vizitat foarte mulți deputați din fracțiunea noastră, exact cu aceleași oferte. Domnule Filip, eu am un sentiment de groază în acest moment și mă întreb, ce fel de stat e Republica Moldova? Ce fel de instituții avem în Republica Moldova în condițiile în care în forul suprem al acestei republici se petrec asemenea lucruri? Și nimic nu se întâmplă. Este adevărat. Este foarte trist pentru că atunci când ne confruntăm cu această criză pandemică, potențial economic, financiară, uitați-vă că peste tot discutăm cu atâta lejeritate asemenea fenomen. Dar eu cred că mulți din ei au simțit că pot rămâne nepedepsiți în această țară. Eu primesc această întrebare și de la cetățeni atunci când aveam vizite în teritoriu. Exact spun de ce instituțiile statului intervin. Doar în același timp trebuie să înțelegeți că ei sunt foarte inteligenți. La o parte sau la mare majoritate colegilor noștri nu au venit direct domnul Cimpotari sau doamna Tauber. Dar sigur că ei leagă prin intermediari, până când această ofertă este făcută de către cineva din rude sau de un prieten apropiat, despre care sigur că colegii nu vor să vorbească și nu vor să se denunțe. Dar asta ne vorbește despre faptul că în societate nu este ceva normal, nu se întâmplă ceva normal, chiar dacă aparent pare a fi o normalitate. Asta este și eu am spus-o și cu alte ocazii, pentru că am fost în situație să gestionez și eu crize, fie că vorbim de intemperii sau fie că vorbim de criză economică. Și acum, chiar dacă avem această criză pandemică, criză economică, financiară, eu am toată certitudinea că toate crizele pot fi gestionate. Ceea ce se întâmplă astăzi, când cei care oferă milioane iese la tribuna Parlamentului și dau lecții de moralitate, când cei de pe dreapta, vorbesc de colegii din PAS și din PPDA, au găsit să critice Partidul Democrat și practic îi ridică în slăb pe cei din grupul Candu și grupul Șor, eu am impresia că noi ne îndreptăm într-o criză de moralitate. Noi, această criză de moralitate, din păcate, o avem de 30 de ani. Cu atâta lejeritate, grupul Candu, grupul Șor au votat declarații de condamnare a traseismului. Nu, îmi pare că asistăm la un teatru al absurdului. Dacă nu am fi avut această criză de moralitate de 30 de ani încoace, sunt sigur că astăzi Republica Moldova ar fi fost cu totul în altă parte, cetățenii ar fi avut un trai decent,
ar fi trăit în bunăstare, în care am fi avut un stat în care ar fi dominat democrația, statul de drept. Dar să rămânem în continuare optimiști, nici nu știm ce ne aduce ceasul. Dar în continuare vreau să vă întreb dacă ați rămas surprins de eliberarea lui Veaceslav Platon din închisoare. Eu am urmărit toate aceste zile, mai bine zis, ieri și astăzi, foarte multe declarații. Nu vreau să mă dau cu părerea, chiar dacă eu înțeleg că comentatorilor politici, chiar politicienilor, undeva le se adaugă ceva în regulă când îți dau cu părerea, dar nu pot vorbi despre lucruri pe care nu le cunosc. Eu nu cunosc dosarul, nu cunosc probele din dosar. De asta nu obișnuiesc să mă dau cu părerea, precum vă spuneam, asupra lucrurilor pe care nu le cunosc. Regret că la noi toți s-au transformat în comentatori politici. Eu nu doresc să fac acest lucru. Eu sunt absolut sigur că toți cei care au sărit acum și s-au dat cu părerea nu cunosc dosarul. Nu cunosc dosarul și nu cunosc probele care au fost aduse în acest dosar. Eu nu cred că ei cunosc probele care au stat la baza demersului procurorului general. De aceea, oricei din domeniu, cei care cunosc nemijlocit acest dosar, ar trebui să vorbească despre acest lucru. Când eram în funcție de prim-ministru, procurorul general vorbea despre grupul Plato ca despre unul dintre cele patru grupări care au fost implicate în furtul miliard. Și atunci nu aveam motive să nu cred pe cei care spuneau, pe cei de la Procuratura Generală care spuneau. Și acum, sigur că nu am motive, iarăși, să nu cred Procurorul General care a venit cu asemenea demers. Doar că atunci, vezi că nu exista grupul Plahotniuc în acea perioadă. De asta eu consider că ar fi greșit din partea mea să, nu știu, să vin cu o apreciere sau să mă dau cu părerea mai profund pe această situație. L-am văzut ieri în primul interviu pe care l-a oferit Veaceslav Platon. El se erija într-un salvator, într-un fel de Kotovski, ca să o citesc pe deputatul Maria Ciobanu. Platon spunea că el va fi cel care va întoarce miliardul. Dumneavoastră credeți că Veaceslav Platon va face ceea ce nu au făcut procurorii timp de 6 ani? Sau totuși, dacă e să credem altor voci, Platon ar fi fost eliberat pentru a se lupta direct cu Plahotniuc, pentru că război total i-a declarat lui Plahotniuc Veaceslav Platon. În primul rând, haideți să vedem cine îi oferă posibilitatea domnului Platon să facă asemenea declarație. Eu nu consider normal acest lucru, dar și această deschidere din partea mass media pentru a oferi posibilitate pentru aceste declarații, eu nu condamn, dar în același timp totuși este o putere și presa și într-un mod oarecare influențează lucrurile. Eu nu știu, în Republica Moldova deja totul e posibil din punctul meu de vedere. Nu-l cunosc pe Platon, nu-i cunosc capacitățile lui, nu mai mult ca dumneavoastră, cred că din cele care le-am auzit, le-am citit și le-am văzut. Exerciții intelectuale putem face foarte multe, dar eu totuși consider că trebuie să punem la bază argumentele cu care vin instituțiile, abilitate cu aceste funcții, în cazul dat este vorba de Procuratura Generală. Nu poate cineva să facă jobul Procuraturii Generale. Dacă Procuratura Generală nu are toate capacitățile, pentru că de fapt este un dosar destul de complicat atunci când vorbim de furtul miliardului,
atunci procurorii au posibilitatea și au dreptul să formeze grup de experți care le prezintă analize ulterior care stau la baza unor decizii sau altora. De fapt, asta a fost ideea atunci când a fost semnat de către Banca Națională contractul cu compania de investigații internaționale CROA. Și eu cred că procurorii ar trebui să se miște în această direcție, pentru că asemenea fraude trebuie să aibă la bază analizele specialiștilor din domeniul. Banii nu urmează să-i căutăm în Republica Moldova doar. Deci eu cred că marea majoritate, totuși, banii sunt plecați peste hotare. De aceea, aceste investigații trebuie să fie mai largi. Eu aș vrea să vă întreb în continuare dacă ne putem aștepta la plata unor despăgubiri pentru Veceslav Platon și vă întreb deoarece în perioada când erați dumneavoastră premier au fost cumpărate și vândute cele aproximativ 64%, dacă nu greșesc, din acțiunile pe care Platon le avea la Molding Combank, acțiuni care au fost vândute unei companii din Bulgaria. Era vorba de o tranzacție de peste 800 de milioane de lei, dacă nu greșesc. Ce se întâmplă în cazul în care, după rejudecarea acestui dosar în care a fost condamnat Platon, acesta va fi scos basma curată? Haideți să vedem ce a stat la bază deciziilor de atunci. În primul rând, pornim de la înțelegerile și acordul cu Fondul Monetar Internațional, care a venit și eu sunt de acord cu ei, în curățarea sistemului bancar. Deci acolo unde era vorba de grupuri de acționari dubioși, trebuia să se facă, regulă. Cum a fost procedura pentru la această bancă? Pe de o parte avem dosarul și aveam deciziile judecății că Platon este vinovat în această fraudă și trebuie să întoarcă banii statului. Pe de altă parte, avem cerințele, sau avem și noi singuri dorința de a face ordine în sistemul bancar. De aceea, aceste pachete de acțiuni au fost vândute, banii incasați, și pentru că fondator sau proprietar era domnul Platon, acești bani au venit la stat în compensarea fraudei de care el a fost în principiu judecat. Acum urmează să vedem, să fie făcută o analiză. În orice caz, statul nu va avea de pierdut, pentru că acești bani au fost incasați de către statul Republica Moldova. Adică chiar dacă ajungem în cea mai proastă situație, când statul trebuie să întoarcă acești bani statul i-a încasat din vânzarea acțiunilor de la bancă. Dar asta ar adică să fie restituite urmă, și acțiunile, nu? Nu. Nu poate fi ajuns în situație, din punctul meu de vedere, nu putem ajunge în situație când să fie restituite acțiunile, pentru că acțiunile deja au fost vândute de către statul Republica Moldova. Am înțeles, dar v-a surprins declarația lui Platon potrivit căreia Adrian Candu, fostul dumneavoastră coleg, ar fi fost arhitectul principal al fraudei bancare? Iarăși, astea sunt niște declarații. Deci eu obișnuiesc să am argumente. Eu cred că există prezumția nevinovăției și atâta timp cât nu este demonstrată vinovăția unui om sau altuia, eu cred că trebuie să o respectăm. Noi auzim foarte multe declarații în spațiu public în fiecare zi, dar eu cred că totuși temelia trebuie să fie argumentele care stau la baza acestor declarații.
Iarăși vă explic de ce vă întreb acest lucru, deoarece săptămâna trecută, la sfârșitul săptămânii trecute, vicepreședintele platformei DA, Igor Munteanu, spunea că negocierile pentru croirea unui guvern anticriză în Republica Moldova ar fi pe ultima sută de metri. Ieri îl auzim pe Veceslav Platon spunând că Andrean Candu ar fi arhitectul principal al fraudei bancare. Dar să nu uităm că Andrean Candu astăzi este unul dintre adversarii politici înverșunați al lui Igor Dodon. Prin urmare, aici apar foarte multe suspiciuni. Oare, și nu în zadar vă întrebam dacă intenționat a fost eliberat Platon pentru a tergiversa sau pentru a stârpi această intenție, de exemplu, a celor de la Pro-Moldova, celor din platforma, dar pentru a investi un nou guvern? Eu n-aș privi lucrurile atât de simplist. Eu continui să cred în instituțiile statului, nu le văd atât de neputincioase încât să apeleze la niște persoane fizice, în cazul dat, cum ar fi domnul Platon. De aceea, eu cred că asemenea, nu știu, declarații mai pot fi, dar oricum, în final, deci deciziile care le iau sunt instituțiile statului. Doar că haideți să privim puțin în urmă. Deci, ce înseamnă Dodon, adversarul lui Candu, pentru că Dodon a devenit adversar peste noapte. El nu era așa de pornit împotriva lui Dodon de la bun început, dacă vă aduceți aminte. Eu pot să vă spun mai mult că autorul moțiunii de cenzură împotriva guvernului Sandu este Adrian Candu. Și unul dintre cei mai fervenți critici ai fostului guvern Sandu. Exact. El a fost unul din promotorii coaliției cu PSRM-ul. De aceea, cu domnul Plahotniuc, spre exemplu, eu cred că trebuie să lupte justiția, dar nu... Și eu refuz să cred că se organizează asemenea lucruri, ca Platon să lupte cu domnul Platon. Poate își au cumva răfuielile lor personale, dar ele nu trebuie să se intersecteze atunci când vorbim de justiție, instituțiile statului și ce se întâmplă în politică. Da, uitați-mi să vă întreb iarăși ceva despre Plahotniuc. Spuneam la începutul acestei emisiuni că Procuratura Generală a trimis pachetul de documente necesar în Statele Unite și au solicitat autorităților de la Washington extrădarea lui Vlad Plahotniuc. Dumneavoastră, credeți în extrădarea fostului lider al Partidului Democrat în condițiile în care Republica Moldova și Statele Unite nu au un acord de extrădare? Nu știu ce să vă răspund la această întrebare. Eu cred că trebuie de vorbit cu oficialitățile din Statele Unite ale Americii, ce se poate întâmpla în urma acestui demers. Dar odată ce a fost adresat acest demers de către Procuratura Generală, eu cred că la Procuratură există oameni care știu ce fac. Și odată venind cu asemenea demersuri, cred că au ceva la bază. Dar, încă o dată, nu-mi cereți să comentez acțiunile și dosarele Procuraturii Generale. Nu cunosc dosarul exact, cum vă spuneam, și despre cazul Platon. Același lucru vă spun și despre cazul Plahotniuc. Apropo, dacă... Nu cunosc dosarele, nu cunosc dosarul, nu cunosc materialele din dosar. De ce Procuratura Generală trebuie să se lămurească? Apropo, dacă să admitem, va fi extrădat la Chișinău Plahotniuc, admiteți că va trage mulți alți oameni din urma lui? Dar eu nu cred că este o legătură între ele. Deci nu contează unde se află, nu contează cine sunt alți oameni. Dacă instituțiile statului își fac treaba bine, eu cred că toți cei care vreodată au încălcat, vine timpul când trebuie să răspundă.
Da, și voiam să vă mai întreb altceva. Nu este un secret deja că Partidul Democrat l-a ajutat foarte mult pe Igor Dodon să ajungă președinte al acestei republici. A recunoscut-o inclusiv Adrian Candu public. S-a demonstrat că adevărul de fiecare dată iese la iveală. Acum eu vreau să vă rog să ne spuneți cu mâna pe inimă. Din 2016 până în 2019 a existat o alianță, o coaliție neoficială între Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor? Este complicat să vă răspund la această întrebare din simplu motiv. Eu am recunoscut că am fost mai puțin cumva atras în activitatea de partid. Vreau să vă asigur că la guvern era foarte mult de lucru și perioada nu era deloc ușoară. De aceea, într-un mod oarecare, eu abandonasem partidul în acea perioadă. Sigur că eu și ceea ce a spus domnul Candu a recunoscut, din câte înțeleg, dar nu și-a asumat acest lucru. El a fost mai activ și în campanie. Atunci eu în campanie electorală din acea perioadă nici nu am participat. De aceea, desigur că considerăm acum, analizând lucrurile și vorbind cu colegii de partid, colegii noștri din organizațiile teritoriale, considerăm că a fost o mare greșeală pentru Partidul Democrat atunci când candidatul la funcția de președinte s-a retras. Da, și voiam să vă mai întreb, pentru că avem foarte puțin timp, cine sau ce mai poate determina Partidul Democrat să susțină totuși un eventual guvern anticriză în Republica Moldova? Eu urmăresc aceste discuții în spațiu public despre guvernul anticriză. Eu sunt de formare inginer și încerc cumva să privesc lucrurile fundamentate pe o logică oarecare. Eu nu văd de punct de vedere matematic, în primul rând, cum poate avea loc acest lucru. Ori dacă miza se pune pe partidul Șor și pe grupul Candu, atunci, din punctul meu de vedere, este o miză absolut greșită. Eu partidul Șor îl consider o adunătură de oameni care cheltuie miliardul furat acum. Pe de altă parte, vedem că și grupul Candu, de fapt, crește din aceleași rădăcini. Cred că nimeni nu mai are dubii că asta este, de fapt, una și aceeași formațiune, doar că distribuită cumva sau împărțită în două grupuri. De asta eu mă mir de politicienii care sunt gata astăzi, sub orice formă, să vină cu o moțiune de cenzură, cu demiterea guvernului, neavând calcul de ce se va întâmpla mai departe. Eu am discutat cu o parte din colegi și pot să vă redau nemijlocit și cuvintele cu care am vorbit cu ei. Ei sunt gata, ziceam, să dea jos primul domino dintr-un șir înșirat din 2009, nefiind ei autorii acestui șir, neconstruind ei acest șir și neștiind care este ultima piesă din acest șir. Din punctul meu de vedere, este puțin irresponsabil. Și doar atunci când vedem care este finalitatea acestei acțiuni, la ce va duce primul pas, atunci poți să te pornești într-o acțiune sau altă. Platforma, da, anunță că își asumă responsabilitatea totală pentru un guvern anticriză. Prin urmare, eu, pentru că iarăși avem foarte puțin timp, vă întreb, oare nu a venit momentul să fie instalat alt guvern în condițiile în care actualul executiv a izolat internațional Republica Moldova în această situație critică pentru noi, în condițiile în care ne confruntăm cu o situație dezastruoasă la capitolul pandemic? Bine, înainte de asta, eu vreau să spun foarte clar că ăsta nu este jocul celor din platforma DA. Întrebarea mea este
pentru că tot am vorbit de cumpărarea deputaților. De ce? Și care ar fi scopul celor care au investit atâția bani pentru a scoate deputații din fracțiunea Partidului Democrat, iată, cu această investiție enormă, fără nicio condiționalitate, să voteze un guvern a platformei DA. Eu nu am un răspuns care va ține de logică. Doi, cu cine să instaleze un alt guvern? Cu Șor și grupul Candu, cei care, prin metodele care au fost aplicate de ei, au format acest grup, atunci întrebarea mea este care sunt valorile spre care noi tindem. Cu cine noi vrem să instalăm un guvern? Cine va acorda susținerea acestui guvern în continuare? Dar cine va acorda susținere în continuare actualului executiv, așa cum spuneam, care practic a izolat Republica Moldova? Nu o spun eu, dar o spun și partenerii noștri internaționali, dar și care sunt valorile spre care tind socialiștii, de exemplu? Eu știu care sunt valorile spre care tinde Partidul Democrat. Și noi am demonstrat acest lucru prin acțiuni concrete și pe această cale pot să reiterez încă o dată. Noi nu vom ceda niciun centimetru din valorile declarate de către noi. Și facem absolut posibil ca acest lucru să se întâmple. Ultimul exemplu pe elocvent a fost și această lege a ONG-urilor. Iată, vedeți că după toate discuțiile care au fost și declarațiile, deci noi am asigurat că această lege să fie aprobată. Și în continuare, exact, noi nu ne vom abate de la parcursul european să vom face cel puțin absolut tot posibilul ca să ne mișcăm în această direcție. Un singur minut, domnule Filip, o ultimă întrebare, din păcate, pe care să vă adresez. Foarte scurt. Parlamentul, dacă anulează mecanismul acordării cetățeniei contra așa zisei investiții, statul Republica Moldova va fi obligat să achite companiei care promovează acest program 25 de milioane de euro? Eu nu știu cu certitudine dacă vom fi obligați și cu cât vom fi obligați. Așteptăm și noi o notă de la Ministerul Economiei să ne spună care sunt riscurile. De principiu, noi am luat o decizie că această lege va fi anulată. Chiar Partidul Democrat a înregistrat un proiect de lege în acest sens. De aceea, cu certitudine, această lege va fi anulată. Care vor fi despăgubirile care urmează să le plătească Republica Moldova? Avem de făcut niște calcule și, apropo, din discuțiile pe care le-au avut colegii noștri, vorbesc în cazul dat de ministrul de externe cu cei de la Comisia Europeană, UE au spus că sunt gata să compenseze aceste despăgubiri pe care trebuie să le plătească Republica Moldova. Eu nu cred că ele se pot ridica la sume atât de mari, cum ați spus dumneavoastră. Da, domnule Filip, nu mai avem timp, din păcate. Eu vă mulțumesc pentru această discuție. Ne mai revedem cu alte ocazii. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. O seară liniștită în continuare și nu uitați, fiți responsabili, urmați cu strictețe recomandările medicilor. Stați acasă!